Bărbatul de 47 de ani din localitatea Brânceni era angajat, se pare, la firma care efectuează lucrări de asfaltare în Videle. Acesta a sfârșit în chinuri cumplite chiar la locul de muncă. Bărbatul ar fi pornit un cilindru compactor printr-o improvizație, însă utilajul nu ar fi fost asigurat și s-a deplasat fără control. A rupt un gard, apoi l-a strivit pe cel pe care îl pornise, chiar în dreptul unei anexe. Muncitorul nu a avut nicio șansă, a fost prins între baracă și cilindrul compactor și a murit pe loc. Colegii bărbatului au aflat nenorocirea după mai bine de o oră. Pentru că trecuse ceva timp de când ar fi trebuit să se întoarcă în locul în care lucrau, aceștia au început să-l caute. L-au găsit fără suflare, strivit de mașinărie. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și se fac cercetări. Concomitent și inspectorii ITM au demarat o anchetă pentru a stabili în ce condiții lucra bărbatul și dacă au fost respectate normele de siguranță. Grăbit să ajungă la fața locului, directorul societății a mers cu viteză mare și s-a trezit cu poliția pe urme și permisul suspendat.